prieteni, iată-ne astăzi la un nou episod cu tematică cu și despre Grecia. Astăzi am ales să vorbim despre Dion, orașul antic Dion sau satul Dion de astăzi. Ne aflăm chiar în situl arheologic din Dion, aici unde în antichitate era unul dintre cele mai importante centre ale Greciei și mai ales al Macedoniei. Dionul de astăzi se află în regiunea Pieria, din Macedonia Centrală, în zona de nord a Greciei continentale. Populația orășelului Dion are aproximativ 11.000 de locuitori, conform recensământului din anul 2001. Ei bine, în Dion astăzi găsim unul dintre cele mai importante situri arheologice. De ce spun asta? Pentru că avea o foarte mare importanță din punct de vedere religios, Dionul fiind fix la poalele muntelui Olimp. Ce era muntele Olimp în antichitate? Nici mai mult, nici mai puțin decât casa zeilor și a celui mai mare zeu, tatăl tuturor zeilor, Zeus. Datorită acestei amplasări, Dionul a avut mereu o mare importanță pe hartă și mulți spun că este orașul întemeiat de Alexandru cel Mare. Este total greșit. Dionul este amintit cu mult timp înainte de Alexandru cel Mare. Este într-adevăr orașul în care Alexandru cel Mare a finanțat, să zic așa, și mai mult construirea unor noi temple și mărirea limitelor, granițelor acestui oraș de la poalele muntelui Olimp din Macedonia. Însă nu Alexandru cel Mare a întemeiat, atenție, acest oraș. Astăzi putem găsi pe o întindere foarte, foarte mare situl arheologic din Dion. Eu am plecat din Caterinii. Din Caterinii, dacă nu aveți mașină sau nu vreți să închiriați o mașină, v-aș sugera să vedeți acest drum și să parcurgeți acest drum, deoarece pur și simplu veți gusta un pic din viața unui grec autentic din această zonă. Din Caterinii există un autobuz. Autobuz care, atenție, de la ora 7:30 dimineața până la ora 10:30 seara, circulă din oră în oră. Puteți găsi în stația autobuzului exact programul cu orele de parcurs pentru fiecare zi, inclusiv în weekend. Odată ajunși aici, veți parcurge o durată de jumătate de oră. Deci din Caterinii și până în Dion, aproximativ 20-25 de minute va face autobuzul. Autobuzul face capăt la ieșirea din Dion și se întoarce către Caterinii la fix 30 de minute de când ați plecat din Caterinii. Deci pentru întoarcere nu aveți programul scris aici, însă calculați acele ore pe care vi le notați din Caterinii, plecările, puneți 30 de minute în plus și la 30 de minute trebuie să fiți în stație înapoi pentru, la fel, să nu așteptați o oră pentru a vă întoarce către Caterinii. Spun Caterinii deoarece Caterinii este, să zic așa, capitala Pieriei. Adică orașul cel mai mare. Poate sunteți cazați în Olympic Beach, poate sunteți cazați în Leptocaria, poate sunteți cazați în Paralia Caterinii. Nu știu, nici nu contează asta. Din Caterinii am văzut acest autobuz care va duce direct în Dion la aproximativ 5 minute de mers pe jos de intrarea în situl arheologic. La alte 5 minute în direcția opusă de unde vă lasă autobuzul este și muzeul din Dion. Atenție, aici este doar situl arheologic, deci exact locurile găsite, orașul antic Dion este aici și muzeul cu cele mai de preț, să zic așa, exponate găsite în orașul antic, în Dion și nu numai, deoarece veți vedea că sunt multe aduse și din jurul orașului Caterinii și din alte zone, sunt duse la muzeu. Muzeul este în direcția opusă la alte 5 minute de mers. Deci cum coborți în autobuz? Dacă o luați în partea stângă, veți ajunge în Dion, situl arheologic. Dacă o luați în partea dreaptă, veți merge și veți găsi muzeul Dion. Acolo unde, vă spuneam, sunt statuile, sunt refăcute, ca să înțelegeți procedeul, cum funcționau băile din Dion. Mă rog, multe alte obiecte și inclusiv un imens mozaic adus, scos, extras de aici din Dion, care are o istorie aparte și poate vom face un episod special despre el, deoarece el, cu sprijinul fundației Onassis, a parcurs inclusiv drumul până în America și înapoi, unde a fost expus pentru strângere de fonduri și a dus aici înapoi pentru a putea strânge bani pentru construcția acelui muzeu. Însă momentan suntem la Dion
orașul antic, situl arheologic din Dion. În spatele meu, nu știu exact dacă se văd, însă sigur se aud broaștele, pentru că au avut loc inundații, el fiind chiar la poalele muntelui Olimp, deseori aici au loc inundații, ba chiar acum când am venit, obiceiul este ca de fiecare dată când vin să mă asigur că nu va avea probleme și intru mai întâi la toaletă când intru în situl arheologic. De fiecare dată când intram în toaletă, spuneam, băi, ce tare e aici toaleta, este în câmp, un sit arheologic și uite ce mișto, au și o terasă frumoasă, cu bucătărie, cu cafenea, toaleta super îngrijită. E, acum am intrat în toaletă și am fost șocat, un miros de umezeală, de mucegai, foarte puternic, pereții scorojiți pe jos, deoarece mi-au povestit domnii de la intrare că, din păcate, în această iarnă a avut loc o mare inundație aici în Dion. Și spuneam în spatele meu, nu știu dacă se văd, sunt două din templele aflate în Dion, care practic sunt inundate. Jos este ca un fel de deltă, deci ele stau în momentul de față în apă. Nu prea se vede deoarece este vegetația care crește, dar este îmbibat în apă. Da, asta este câștigul anticilor, că era la poalele muntelui Olimp, muntele sfânt al zeilor. Dezavantajul nostru de astăzi, că fiind munte, apa se scurge la vale și totul este inundat în anumite părți ale anului. Însă, de obicei este foarte cald aici în zonă și bănuiesc că urmele vor rămâne, dar bănuiesc că apa va scădea până spre mijlocul verii. Bun, spuneam că este un oraș foarte important din punct de vedere religios. Da. Mai întâi, el a fost construit în cinstea zeului Zeus, zeului suprem, și a fiicelor sale muzele. S-a ales acest loc, unul la mână, cum spuneam și repet, deoarece este la poalele muntelui Olimp, muntele zeilor, și doi la mână că este plin de vegetație, este în această câmpie. El este la 27 de metri, să zic așa, altitudine față de nivelul mării, deci este fix la buza muntelui, fără să se urce pe munte, și este împădurit, este plin de vegetație, sunt izvoare care traversează situl arheologic astăzi și orașul antic în vechime, deoarece fiicele lui Zeus, muzele, erau practic cunoscute că trăiau în natură. Erau practic cunoscute că erau protectoare ale naturii și le puteai întâlni în mijlocul pădurilor și în jurul izvoarelor și apelor curgătoare. Da, concertul broaștelor, practic îmi dau dreptate din spate și spun da, așa este, aici natura este la ea acasă. Prima mențiune istorică se află în scrierile lui Tucidide, atunci când acesta ne lăsa informația cum că Brasidas, regele spartan, traversând Tesalia, a venit la Dion să se întâlnească cu Perdicas al doilea, regele Macedoniei, pentru a contura o alianță și a ataca coloniile ateniene din Tracia, din nordul Greciei. Deci, asta se întâmpla undeva în anul 424-430 înainte de Hristos, cu multicel timp înainte ca Alexandru cel Mare să se nască. Într-adevăr, vă spuneam că orașul Dion este strâns legat de Macedonia și de Alexandru cel Mare. Aici a venit să sărbătorească de fiecare dată victoriile sale Filip al II-lea, regele Macedoniei, tatăl lui Alexandru cel Mare, și mai apoi Alexandru, și într-adevăr are legătură foarte strânsă cu plecarea lui Alexandru cel Mare către est, către campania din Persia. Alexandru cel Mare și-a invitat aici, în Dion, cu două săptămâni înainte să plece, într-adevăr, toți aliații din Grecia pe care îi strânsese până la acel moment, de la Atena până la generalii aflați în Macedonia. Aici a avut loc o mare, se spune, agapă în antichitate, cu două săptămâni înainte să plece în Persia. Deja toate planurile erau știute de către toată lumea, însă aici a venit să onoreze această plecare, să aducă aceste jertfe către templul lui Zeus și nu numai. În fața teatrului antic, într-adevăr, există dovezi cum că Alexandru cel Mare a strâns pentru o agapă de o noapte întreaga elită a Greciei antice, cu două săptămâni înainte de plecarea în campania estică. Însă, repet, nu a întemeiat orașul atunci. Orașul avea o vechime deja
și era foarte cunoscut și foarte apreciat și foarte respectat în lumea antică. Se spune chiar că era un fel de Delphi al Macedoniei. Era un fel de Delphi al zonei de nord a Greciei. Poate nu la fel de cunoscut în întreaga lume cum era oracolul din Delphi, însă, deoarece în primul rând el se afla la poalele muntelui Olimp, adică fix în, să spun așa, casa, în fața casei zeilor, acest lucru îi dădea o importanță foarte, foarte mare pe harta religiei antice grecești. După moartea lui Alexandru cel Mare, partea Macedoniei este preluată de către Casandru, generalul acestuia, care vine să aducă onoruri și mai mari în Dion. Ba chiar se spune că în perioada elenistică, sub conducerea lui Casandru, Dionul prosperă și mai mult. Îi sunt aduse ziduri de protecție în jurul orașului Dion, sunt ridicate. Și de asemenea, în partea opusă teatrului, în partea sudică, să zic așa, în partea nordică, sunt construite o zonă de vile și de și o agoră superbă, care în perioada lui Alexandru încă nu erau la acest nivel, nu erau atât de complex și atât de bogate în așezăminte. Însă în perioada lui Casandru și în perioada de explozie a Macedoniei din punct de vedere financiar, toată acea zonă este împânzită de vile ale macedonenilor bogați care veneau să-și construiască aici locuri de locuit, de vacanță, de vizitat, de agape și așa mai departe, de întâlniri. Deci, în continuare, Dionul reprezintă un punct foarte puternic pe harta antichității din Grecia. Mai apoi, atunci când Macedonia este învinsă și este trecută sub conducerea romană, mai târziu, când ea devine provincie romană, însuși romanii vin să aducă onoruri aici în Dion și mai mult de atât respectă și aduc o înflorire și mai mare a Dionului, care prosperă în continuare și în timpul dominației romane. Ba chiar împăratul Octavian vine aici în Dion și își construiește o vilă proprie, unde de câteva ori vine să se întâlnească cu generale armatei romane sau cu alți aliați aici, în Dion. Dionul există și în perioada bizantină, deci după apariția creștinismului, însă aici practic se cam rupe această istorie măreață a orașului Dion, deoarece odată cu venirea creștinilor în zonă, nu doresc să aibă de-a face în mare parte cu orașul Dion, care era un oraș închinat zeilor păgâni din punct de vedere al creștinismului. Se construiesc câteva bazilici, câteva biserici ale creștinilor în zona sudică a orașului antic, bineînțeles peste temple și fiind distruse anumite temple din Dion de către venirea creștinilor, și mai apoi se stinge și dispare din existența sa Dionul, cu această veche istorie puternică de aici, din nordul Greciei. Însă tot ce ne-a fost lăsat moștenire de atunci nu poate fi șters, deoarece chiar vorbeam cu prieteni, nu numai aici în Dion, și în satele de lângă Dion. Vorbeam azi dimineață cu un amic. Bunicul meu, îmi povestea el, a săpat pentru a face un puț de apă, stă în Carița, aproape de Dion, într-un sat apropiat, și a săpat până la o anumită adâncime, a dat de o rocă, a zis ok, de aici încolo se pare că nu pot să mai sap. S-a mutat 10-15 metri mai încolo, a săpat din nou, a dat din nou de o rocă, cam la aceeași adâncime. A zis, mă mai mut odată. A treia oară s-a mutat, același lucru. Și atunci a zis, hai să mă unesc între ele, văd ce se întâmplă. A unit între ele, a chemat mai apoi oficialii din partea statului grec și acolo s-au găsit câteva vile și drum din perioada romană. Deci, Dionul nu poate fi șters în fața pământului în zilele noastre și este o întindere imensă. Vă spuneam că dacă veniți aici în situl arheologic să-l vizitați, o zi nu vă va ajunge ca să vizitați tot. Este... De fiecare dată când am venit, am găsit o nouă potecă și un nou drum prin această pădure în care duce la astfel de monumente.
unul mai important decât celălalt. Bineînțeles, pe partea cealaltă este orașul Dion, anticul Dione, care vă spuneam din perioada elenistică și romană, care sunt una lângă alta. Însă în partea unde sunt templele, ele sunt înșirate pe o, pe o lungă, pe o mare distanță, câte unul, câte unul. Trebuie să aveți răbdare să parcurgeți aceste drumuri și să găsiți împreună cu descrierea fiecărui templu ce se află în acel locaș. Dacă ți-a plăcut acest video, apasă butonul de like, aruncă un comentariu și subscribe la canalul meu.